După 7 ani de la moartea unei tinere care avea 17 ani, judecătorii au pronunțat sentința definitivă în care un medic și o asistentă sunt condamnați pentru malpraxis. Au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare, însă condamnarea pe latură civilă este una istorică. Magistrații au decis ca medicul ORL Carmen Braia să achite împreună cu Spitalul de Urgență din Târgu Jiu peste 400.000 de euro. Deși în dosar a fost chemată și firma de asigurări, judecătorii au decis ca despăgubirile să fie achitate de medic din propriul buzunar. Este o sumă foarte mare, o sumă pe care spitalul nu are prevăzută pentru asemenea situații. Încercăm să vedem dacă mai există vreo posibilitate să atacăm această hotărâre pe căi probabil extraordinare de atac. În 2011, Raluca Tulică, în vârstă de 17 ani, a venit la spital pentru operație de extirpare a amigdalelor. Înainte de intervenție, medicul i-a administrat un antibiotic, iar după primele doze, fata a intrat în șoc anafilactic. Părinții tinerii susțin că sentința nu îi va aduce copilul înapoi. Credeți că s-a făcut dreptate, domnul Tulică? Dreptate nu, da? Oricât cât de cât este prenormal. Colegii medicului condamnat susțin că decizia instanței este o eroare judiciară. Noi suntem asigurați prin malpraxis. Numai că nenorocirea este că în țara asta, până la ora actuală, malpraxisul n-a prea plătit nimic. Eu cred că este una dintre cele mai clare erori judiciare care s-a putut produce. Carmen Braia, medicul găsit vinovat de moartea tinerii, a primit și interdicția de a mai profesa pentru următorii 3 ani.